S-a format ca jucător la FC Agro, însă consacrarea a cunoscut-o la Zimbru. Golul cu Dinamo Tbilisi marcat pe Stadionul Republican va rămâne pe veci în istoria fotbalului moldovenesc. Am reușit cel puțin să mai câștigăm ceva timp. Epureanu în continuare. Epureanu avansează, se apropie de careul de 16 metri. Epureanu, șut și gol! Un gol de mare maestru realizat de Sergi Epureanu. Superbă combinație, superb slalom al lui Epureanu, al Alberto Tomba, dacă nu și mai bine, șut în colțul lung și este 2-0. Citesc ce scriu suporterii, cel mai bun jucător pe care l-a avut Moldova vreodată. Ну нет, это слишком громко сказано, конечно, это были намного сильнее или есть, были люди намного сильнее меня однозначно, поэтому спасибо, конечно, зрителям за такое как бы высказывание, но были намного выдающиеся люди. Сережа Епуряну, это огромное талантище. Игрок самобытный, игрок злой по характеру, ершистый и прямой, неуступчивый человек. Это игрок, который мог на поле, как говорится, лечь костьми. Cel mai bun fotbalist moldovean al anului 1999, Sergi Epureanu, s-a născut la 12 septembrie 1976. La doar 16 ani, în timp ce studia abecedarul fotbalului la Școala Republicană de Specialitate, a semnat primul contract profesionist cu FC Agro. Epureanu a nimerit la clubul de fotbal Agro printr-un contract cu cluburile erau nevoite să aibă echipe de juniori, 16 ani. 18 ani și 14 ani, echipa asta era fostul antrenor, acum a plecat în Blagădarov. Eu știam încă de la tehnicul de educație fizică, antrenor foarte bun, încă pe participam toate turneile internaționale și l-am luat pe Epureanu, unde era Epureanu, ori Gâlcă, ori Șoim, ori cei care erau. A nimerit echipa, singur Blagădarov antrenor. Era un antrenor de juniori, excepție, ce nu mai avem acum la moment. Și a nimerit în echipă la 14 ani, la 15 ani jumate de acum era introdus în primul lot, chiar la primul turneu am avut în Moscova, cu Dinamo Moscova, era Gazaev, antrenor, să zic, era cred că anul 92, dacă nu încurc lucrurile, s-a prezentat foarte bine și așa încet cu încetul, la 16 ani, de acum era jucător de 16 ani jumate, era jucătorul primei echipe, adică la 18 ani era ca membru al primului lot. Sergiu Epureanu, cred eu, a avut o perioadă foarte bună când a jucat la echipa Agro. Practic a fost fondat un colectiv destul de tânăr, inițial sub bagheta lui Petru Efros. Pe urmă, în Moldova a fost prezent și renumitul antrenor rus Yuri Gavrilo. Am avut ocazia să asist la multe partide unde Sergiu Epureanu a demonstrat un joc destul de captivant. Chiar și întreaga echipă a avut o evoluție destul de bună. Era chiar una dintre favoritele la cucerirea titlului. S-a remarcat rapid la Naționala de Tineret. Golul cu Germania de pe Stadionul Dinamo l-a convins pe selecționerul de atunci Ion Caraț să-l convoace de urgență la echipa mare, chiar dacă abia depășise vârsta de 20 de ani. Legenda fotbalului moldovenesc Anatol Teslev spune că Epureanu va rămâne pentru totdeauna jucătorul său preferat. Despre Sergiu spun numai cuvinte frumoase și de laude, pentru că de mic copil s-a văzut ca să devină fotbalist mare, a fost devotat fotbalului, a ajuns unde a ajuns, a jucat și în Moldova și a fost admirat și de suporterii din străinătate. Un fotbalist de mare inteligență, foarte bine pregătit tehnic, cu o rafinătate în joc. Chiar și în glumă și în serios l-am rugat ultimii ani când vrea să abandoneze fotbalul, totuși să joace puțin,
să-l pot admira, să am satisfacție de la jocul lui. Centrare și germanii foarte înalt resping până la Borici Botar. Trage Iepureanu și gol! Uve, gospodare, clensaționer la această fază. Extraordinară execuție, Sergiu Iepureanu. Bravo, băieți! Pentru echipa națională, Iepureanu a bifat 47 de selecții și a marcat 3 goluri. Prima reușită a venit la turneul din Malta, când Naționala Moldovei a învins reprezentativa gazdelor cu 2-0. Peste o jumătate de an, Sergiu Iepureanu a recidivat deja în preliminariile campionatului european, contra Turciei, la Chișinău, iar ultimul gol l-a marcat deja la apusul carierei, în 2006, în amicalul cu Lituania. La поводу сборной, как бы сказать, что там были какие-то радостные периоды, тоже не могу сказать. Как бы, больше, может, по молодежной сборной. А когда уже играли в национальной, было немножко сложновато, потому что играли против сильных соперников, с которыми, к сожалению, не удавалось нам играть, чтобы показывать действительно какой-то там яркий футбол, потому что ну, были потенциально слабее, чем эти сборные, с которыми играли. Единственное, что повезло, конечно, поработать с такими тренерами, как Данилян, Стеслив, Карас, Мацура. Пируэта фумаса, лу Борец, центраза в кареу, Iepureanu, într-o bună poziție, Iepureanu, шиджи гол! Yes! Сергей Iepureanu reușește deschiderea scorului în minutul 3 al meciului. Prima mea relatare de la meci pentru ziarul Fotbal Hebdo a fost de la partida echipei FC Agro în septembrie 1994, atunci când Iepureanu a intrat pe teren în repriza secundă și a dat pasa decisivă pentru un coechipier. Când l-am văzut pe teren, mi-a amintit de celebrul fotbalist german Pierre Littbarski, atât ca stil de joc, cât și ca forma picioarelor. Dacă serios, Iepureanu a fost un fotbalist genial, însă asta avea să descoper mult mai târziu, peste vreo 5 ani, când acesta era deja la Zimbru. Perioada de la Zimbru între anii 1997-2000 a fost cea mai bună din cariera lui Iepureanu senior. A câștigat 3 titluri de campion al Moldovei și a strălucit în meciurile din cupele europene. Până la Simeon Altman, la Zimbru se întâmplau lucruri neplăcute, în sens că nu era o disciplină la acel club. Și Simeon Altman și-a instaurat, nu vreau să zic, să greșesc, dar și-a instaurat dictatura la acest club. El a făcut o disciplină de fier și foarte mulți jucători, 7-8, au ajuns la echipa a doua, deoarece n-au vrut să se conformeze indicațiilor antrenorilor. Unul dintre acești jucători a fost și Sergiu Iepureanu. A ajuns la echipa a doua, era și titular la Naționala Moldovei. Știu că juca la Zimbru 2 și în același timp era convocat la Naționala Moldovei, dar cred că vreo 2-3 luni nu a ținut mult situația aceasta. Până la urmă a înțeles că trebuie, că antrenorul e omul cel mai important în echipă, s-a conformat cerințelor lui Altman și a ajuns din nou la prima echipă. Lui Altman cred că nu i-a părut rău că l-a întors pe jucător la echipă, a făcut câteva meciuri de senzație și mi-amintesc de cupele europene în primul rând. Acum Ahalaia schimbă flancul, pasă spre Iepureanu, Iepureanu, Ciurci, gol! Superb! A fost mereu în căutarea succesului, extrem de talentat, tehnic și inteligent. Iepureanu a fost la mare căutare în spațiul ex-sovietic. A jucat la echipe din Rusia, Ucraina, Belarus sau Kazahstan, Sokol Saratov, Krivbas, Vorskla, Taraz și Neman Grodno. Însă apogeul carierei de afară a fost campionatul Turciei, unde a evoluat pentru două echipe, Samsun Spor și Istanbul Spor. Văznicle probleme tot cu zdroviem, și поэтому, наверное, как бы не получилось реализовать весь свой потенциал, которым обладал, и наверное, на этом как бы и не получилось. Кариера де жукатора у Сергею Iepureanu a durat 20 de ani, timp în care mijlocașul a jucat 455 de meciuri și a marcat 62 de goluri în ligile superioare din Moldova, Turcia, Rusia, Ucraina, Kazahstan și Belarus. Unul dintre marii fotbaliști ai Moldovei și a încheiat cariera la Nistru Otaci la sfârșitul anului 2012.